Un profesor care nu se lasă corectat înseamnă că n-a înțeles esența învățării. Învățarea se face prin feedback. Da? Feedback înseamnă ceva ce face studentul, cursantul, elevul, ceva ce spune, ceva ce nu face, ceva ce nu spune, ceva ce întreabă, ceva ce simte nevoia să corecteze. În dezvoltarea socio-emoțională înseamnă ca tu să stai relaxat cu asta. Bună, sunt Andreea Brașovean și mă bucur să ne regăsim la podcastul EduBright Talks. Discutăm, ca de obicei, despre dezvoltarea socio-emoțională. Și invitata mea de astăzi se numește Diana Vasile și o să vă o prezint. Bună, îți mulțumesc Bună. Că ai venit. Mulțumesc practică, de invitație. Diana practică psihoterapia traumei de peste 20 de ani, fiind psiholog, clinician și psihoterapeut. De asemenea, este cadru universitar din anul 1997, predând discipline ca psihologia familiei, psihoterapii scurte, psihologia traumei, asistarea și psihoterapia persoanelor traumatizate. Actualmente, Diana predă la Catedra de Psihologie și Științe Cognitive a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității din București. Pare greu, așa când auzi psihologia traumei, sună pare așa un domeniu greu și încărcat. Da, pare, știu, este un domeniu, din punctul meu de vedere, foarte bogat în informații, într-un câștig legat de cât de valoroasă este ființa umană, cât de multe resurse avem noi. De altfel, este un soi de logo pe care l-am scos la un moment dat spontan când discutam cu niște studenți care mă întrebau undeva la 20 de ani de experiență, 15 erau atunci, 15, dar ce ați învățat dumneavoastră așa de-a lungul celor 15 ani de experiență? Și am spus, zic așa, pe scurt, că oamenii au mai multe resurse decât își imaginează, dar că depindem unii de alții mai mult decât ne place să credem. Și cumva asta este frumos în domeniul meu și dacă pare încărcat, poate și din pricina asta. Pentru că e încărcat și cu lucruri bune, dar este într-adevăr încărcat și cu o mulțime de trăiri. Așa, mai apăsătoare. O să vorbim și despre psihologia traumei. Avem suficient timp alocat. Da. Aș vrea să vorbim puțin din punctul de vedere al cadrului didactic universitar, dar și al psihologului. Da. În ce măsură consider utilă conversația în jurul noțiunii de dezvoltarea competențelor socioemoționale în școală? Nici nu pot să desprind postura mea de cadru didactic de aceea de dezvoltarea unor abilități cognitive, sociale, emoționale. Nu, nici nu se poate. Cred că fiecare dintre noi am avut experiența de a învăța mult mai ușor o materie atunci când aveam un profesor care te inspira. O, da. Care era cald, care era plăcut, care era haios, care era ferm, care era drept. Și învățai nu de teamă, ci din respect. Din respect și pentru că te făcea să iubești acea materie. Aici e partea interesantă. Adică cum să te facă cineva să iubești ceva? Ca și când ai spune că iubirea vine din afară. Și la copii, da, vine din afară în mare măsură. Și în momentul în care copilul este iubit și respectat, atunci se naște și în el iubirea și respectul. Și asta îl ajută mai departe să achiziționeze informațiile pe care le dai sau pe care le găsește în materie. Și atunci, ca și cadru didactic, întotdeauna am căutat în cursanții mei să stimulez interesul. Și am simțit destul de devreme că acest interes vine dintr-o conexiune așa umană, pentru că, sigur, în primul rând că am predat în primul rând adulților, dar adulții aveau opțiuni de alegere, nu? Erau o mulțime de profesori, în principiu puteau să ducă la altă universitate. Și sunt chiar mai critici. Sunt mai critici. Și trebuie să fie mai critici, adică ne așteptăm la un adult să aibă o critică și o permisiune cumva interioară să aleagă. Astfel încât întotdeauna i-am invitat pe cursanții mei să aleagă dacă stau la cursuri sau nu. Și mi-am luat un criteriu de evaluare
personală din ceea ce se întâmplă la curs. Adică nu am plecat de la premisa, sigur, predau și de foarte mult timp în învățământ, în învățământul superior, și plecasem la premisa la vremea respectivă că învățământul superior este o opțiune. Nu toată lumea face facultate. Nu toată lumea trebuie să vină la facultate. Dar presupun că dacă ai venit la facultate, ai un interes pentru ceva. Și eu, în bucata mea de cunoaștere pe care ți-o împărtășesc, vreau să ți-o prezint și să-ți arăt de ce merită să o studiezi și de ce merită să o studiezi cu mine. Nu doar pentru că sunt impus acolo, da? Până la urmă m-a pus cineva și nu mă alegeau ei. Dar odată venit la clasă, într-un învățământ care deja devenise democratic și nu mai era atât de obligatorie prezența, trebuia cumva să îi inviți să construiești o relație pentru ca ei să rămână acolo și să spună, da, merită să studiezi ceea ce ai tu de oferit. Și atunci am căutat exact această parte de relație, de emoție, plus că știam foarte bine din experiențele mele ce a funcționat și ce n-a funcționat, unde m-am blocat în învățare și unde nu m-am blocat în învățare. Și ce funcționează? Funcționează o experiență mai degrabă liniștitoare, dar stimulativă. O relaționare caldă și fermă și în același timp o invitație cu deschidere, dar cu limitare. Am să încerc să pun cumva în cuvinte. Așa, pentru că pentru mulți poate suna, dacă ești cald, poți să fii și ferm, se pot întreba mulți, da? Se pot întreba lucrurile acestea. Eu cred că cum poți să fermitatea faci? Implică căldură. Fermitatea fără căldură este duritate. Adevărat. Și atunci, cumva asta încerc. Când spuneam liniștitoare, da? Spuneam că la clasă, în interacțiunea cu elevii, cu studenții, cu cursanții, cu cine știu acolo care tu ți-ai dorit să învețe, asta înseamnă că ai nevoie să pui o bază solidă pentru învățare. Baza solidă pentru învățare este relaxarea. Este ca tânărul din fața ta, fie că este elev, fie că este student, să stea relaxat. Adică să nu se mai gândească în altă parte și în niciun caz să nu te perceapă ca pe un pericol. În fața unui pericol fugi, în fața unui pericol te retragi. Deci nu poți tu să fii sursa de pericol acelui pe care vrei să-l ai lângă tine. În al doilea rând, nu trebuie să pui presiune. La o presiune te strângi. La o presiune te dai doi pași în spate. Nu te deschizi. Ori învățarea se presupune că trebuie să fie deschidere. Să deschizi mintea. Ori mintea, ca să fie deschisă, la creierul, ca să fie deschis, să primească informații, trebuie să le perceapă ca fiind prietenoase pentru el. Trebuie să fie valoroase pentru el. Ori asta înseamnă ca eu să mă pun ca mijlocitor, da? Într-o formă mai degrabă prietenoasă și într-o formă mai degrabă invitantă. Ce lecții ai primit de-a lungul timpului de la studenții tăi? Că mă gândesc că multe lecții, multe lecții, multe lecții. Păi, în primul rând, îi vedeam imediat că își pierd atenția. Pentru că și pe mine mă interesa atenția lor și atunci eram întotdeauna foarte atentă la modul în care reacționează, la cum mă urmăresc, cum nu mă urmăresc. O altă lecție importantă a fost, deci asta e prima lecție, că întotdeauna trebuie să fii un bun captator de atenție, dar să înțelegi că și atenția are limitele ei. Adică nu poți să fie atenți două ore la tine. Da? Trebuie să ai fluctuații, inclusiv în informația pe care o dai și în stimularea pe care o faci. A doua mare lecție pe care am învățat-o este că ei sunt extrem de sensibili, adică niște ființe care îți vor indica imediat ce se întâmplă cu ei. Și dacă sunt mici, copii, și dacă sunt mari, adulți. Adică dacă îi interesează, te urmăresc. Dacă nu îi interesează, nu te urmăresc. Și atunci am învățat să-mi selectez informațiile. Sigur că, na, ca și cadru didactic, trebuie să ai o programă pe care trebuie să o urmezi. Și atunci am învățat să structurez informațiile de așa natură încât să pot să vin cu o parte mai interesantă și să pun partea un pic mai plictisitoare între cele interesante. Da? Apoi am învățat că nu trebuie să pui presiune pe învățare.
Și ăsta a fost întotdeauna unul dintre obiectivele mele la începutul anului de studiu sau la începutul cursului. Le-am spus întotdeauna că învățarea se întâmplă la ei. Ceea ce este real, adică nu le spun nimic din ceea ce nu e real și nu este demonstrat. Învățarea se întâmplă în interiorul lor. Ei fac conexiunile dintre informații, ei structurează informația și informația se memorează în interiorul lor. Rolul meu este să mă asigur că fac tot ce ține de mine. Creez toate condițiile bune pentru stimularea acestui proces. Dar responsabilitatea învățării rămâne la ei. Și ei trebuie să înțeleagă asta. Și dacă nu înțeleg, tot acolo e. Și dacă nu înțeleg, da? Deci și eu înțeleg și nu înțeleg, tot acolo e. Ceea ce vreau să mă asigur este să înțeleagă care e responsabilitatea mea. Pentru că în același timp responsabilitatea mea este să le livrez informația, să le livrez atrăgător încât să o poată lua și suficient de inteligibilă încât să o poată procesa. După aceea este treaba lor. Asta înseamnă că avem două responsabilități care se întâlnesc și care se vor stimula una pe alta. Pentru că dacă eu fac treabă bună și văd că la ei se întâmplă ceva bun, automat acest lucru mă va face și pe mine să fie o prezență mai agreabilă și mai stimulativă și mai plină de informații. Pentru că dacă îi pun întrebări, sunt curioși, se sizează dacă am făcut vreo eroare, da? Mi-o dau înapoi și eu învăț mai departe să mă dezvolt și eu ca un cadru didactic. Cum e când te corectează studenții sau elevii? Pentru că sunt profesori care consideră o brăznicie. Dacă un elev îndrăznește să spună, știți, ați greșit acolo sau nu era altă variantă corectă, cum ar trebui să reacționeze un profesor și cum se simte un profesor în momentul în care este corectat de un student? Nu știu, mă gândesc că poate e un lucru... Bun, dacă profesorul are abilități... Hai să schimbăm înțelegerea. Așa. Să schimbăm înțelegerea. Un profesor care nu se lasă corectat înseamnă că n-a înțeles esența învățării. Uh-huh. Învățarea se face prin feedback. Da? Feedback înseamnă ceva ce face studentul, cursantul, elevul, ceva ce spune, ceva ce nu face, ceva ce nu spune, ceva ce întreabă, ceva ce simte nevoia să corecteze. În dezvoltarea socio-emoțională înseamnă ca tu să stai relaxat cu asta. Pentru că știi că face parte din procesul de învățare. Nu poți să oprești exact pasul care facilitează învățarea. Uh-huh. Deci, dacă se întâmplă să consideri că asta este o brăznicie, în primul rând, nu ți-asumi limitele tale ca om și ca profesor, pentru că nu poți să știi de toate. Și chiar și în domeniul tău sunt zone pe care poate nu le-ai citit încă. Poate că... elev mai curios, un cursant mai curios a citit două articole în plus decât tine. Foarte bine! Învățarea se produce la ambele capete. Doar că e diferită, conținutul e diferit. Al doilea aspect care cred că iarăși face parte din esența învățării și esența relaționării și esența cadrului didactic este să rămână deschis. Nu poți să închizi porțile relaționării, considerând că procesul de învățare se întâmplă ca o vărsare a unui șuvoi de informații din capul profesorului în capul elevului. Nici vorbă, nu se întâmplă niciodată așa. Învățarea este experiență și relaționarea este parte integrantă din funcționarea noastră și din învățare. Toate lucrurile se învață de la cineva, nu se învață din carte. Și cartea a scris-o cineva. Adevărat. Da? Adică nu putem exclude umanul, omul, din întrebare, din răspuns, din reacție, din manifestări. Și atunci nu aș putea spune și nu m-am supărat dacă am fost corectată. M-am supărat, este adevărat, dacă am fost tratată fără respect. Ceea ce s-a întâmplat foarte rar, foarte rar, foarte rar, pentru că la rândul meu îi tratez pe cursanții mei cu respect. Și setez aceste lucruri, cum spuneam, de la bun început. Am spus, vă tratez cu respect. Îmi spui cum te cheamă și dacă îmi spui că te cheamă Gigel, Gigel te stric. Nu mă interesează cum te cheamă pe tine în catalog, pentru că vreau să îți dau experiența care este bună pentru tine. Nu decid eu ce-ți place ție și cum îți place ție. Eu iau în calcul ce este bun pentru tine. Nu dorești să participi la curs? Nicio problemă. Dacă tu consideri că înveți mai bine singur acasă, ceea ce cercetările arată că nu se întâmplă. Da, tu desigur poți să crești și să faci o excepție de la regulă. E ok. Spune-mi ce ai nevoie de la mine, îți dau materialele, vezi singur acasă.
Sigur, acest lucru este valabil sau, mă rog, mult mai ușor de făcut într-un sistem în care, da, avem o învățare adult-adult. Pentru că ești adult și ești responsabil. Vrei să înveți mai puțin? Învață mai puțin. Pentru că în continuare învățarea nu se produce la mine. Eu sunt cel care îți facilitez acest lucru. Nu-ți dorești această facilitare? Îmi pare rău. Și spun asta, îmi pare rău, pentru că știu că ai beneficia mai mult. Și acum sigur că am și argumente, că după 20 de ani de învățământ te-ai cam verificat. Da? Bun, și atunci libertatea asta pe care o dau celuilalt m-a ajutat foarte mult și m-a făcut un profesor respectat, pentru că la rândul meu am tratat cu respect. Nu am considerat că o să iei o notă mai mică doar pentru că ai învățat acasă. Ai șanse să iei mai mică, dar ai șanse și dacă stabilești că ai trecut prin lucrurile pe care dorești să le știi, bine, foarte bine. Restul este experiența ta. Și un alt lucru care mi se pare important este că întotdeauna am cerut cursanților, studenților, le-am spus ce mă aștept de la ei. Nu i-am luat niciodată prin surprindere, am spus mereu, școala, învățarea, nu este o demonstrație că nu știi încă suficient de mult. Treaba mea este să mă asigur că ieși din școală știind niște lucruri. Ți le spun de la primul curs. Îți spun, pe asta ți le verific. Și întotdeauna cu studenții mei, întotdeauna la primul curs, le spun și ce dau la examen. Am terminat cu anxietatea de examen. Nu înseamnă că nu mai au deloc, dar nu mai au din partea mea, au din partea lor. Aia nu trebuie să o opresc, anxietatea de pregătire și de verificarea cunoștințelor. Și nu-i verific la cunoștințe foarte mult între timp, dar le dau șansa să se verifice între timp. Asta înseamnă că le spun, eu vă pun întrebări, voi dați răspunsuri. Vreau să dați răspunsurile pe care le aveți acum. La examen le folosim pe alea bune. Corecte. Da? Adică există un singur moment în care eu te verific real pe tine și îți dau un feedback pe baza căruia să rămâi tu în viitor cu eticheta pusă pe frunte. Până atunci este dialog. Dialog continuu care ne îmbunătățește pe fiecare dintre noi. N-ai înțeles din ce am explicat? Nu întreb o dată. O să-ți explic de 5 ori dacă e nevoie. Mulți oameni pot să creadă că pierd timp. Niciodată nu e timpul pierdut pentru stabilizarea cunoștințelor fundamentale. Și cred că este de dat timp, pentru că învățarea nu se întâmplă așa. Învățarea cere un pic de timp, cere procesare. Ori, de asta spuneam că trebuie să fie suficient de stimulativă, dar trebuie să fie relaxată ca să se permită asta, pentru că altfel sistemul ției face altceva. Să gândește cum să se apere, nu cum să se dezvolte. Și asta e demonstrat deja. În timp de stres, tu te aperi. Efortul psihicului și creierului tău este să se apere, nu să învețe. Da? Și fermitatea cred că e destul de clară aici. E caldă, ești liber să faci ceva potrivit pentru tine. Dar eu îți spun și mă țin de asta. Adică nu schimb pe parcurs, nici ce dau la examen, nici maniera de evaluare. Da? Nici criteriile de evaluare nu, adică nu sunt capcane întinse studenților. Nici vorbă, păi de ce i-aș prind? Încă o dată, treaba mea nu este nici să-i sperii, nici să le demonstrez că nu știu încă, pentru că le-am spus, învățarea voastră este și semnul că eu am făcut treabă bună sau nu. Pentru că, din păcate, există și profesori care au această ambiție de a arăta studenților, elevilor. Îți arăt eu că nu știi de fapt. Chiar dacă ei sunt elevi buni, elevi care învață, sunt pregătiți oră de oră, poate că știu mai mult chiar decât alți colegi. Dar cine sunt pe știe? Și au momente în care vor să le arate că lasă că nu ești chiar așa de deștept cum te crezi. Am întâlnit atâția oameni care au încercat să demonstreze, nu doar mie, în jur, că oamenii că nu știu atât de bine. Niciodată nu o să știe atât de bine. Adică și eu în domeniul meu mai sunt lucruri pe care nu le știu, nu le stăpânesc, nu le-am învățat încă, nu, da? Că de la un punct încolo nu poți să faci față întregii dezvoltări unora științei și a mijloacelor care apar noi, dar a rămâne permanent deschis și a rămâne deschis la progres. Dacă pui problema că nu știi, atunci tu muți atenția elevului, cursantului, la ceea ce nu a făcut încă. Asta înseamnă că setezi deja atenția să se ducă la ce lipsește, nu la ce este și poate fi folosit. Poate că nu ești mulțumit de cât a achiziționat. Asta se poate. Dă-i standardele.
de la început și atunci elevul, cursantul, să se raporteze singur la cât știe și cât nu știe. După aceea poți să-i spui, asta știi, asta nu știi, aici mai lucrează. Dau feedback cursanților mei, din când în când, să le spun, aici suntem, da, îți iese foarte bine asta, asta mai puțin bine, aici nu-ți iese, nu-ți merge, trebuie să mai lucrezi aici. Spune-mi ce ai nevoie, spune-mi ce trebuie să fac eu pentru asta. Că ți-arăși ce trebuie să faci tu. Din nou, bucata mea, bucata ta, bucata mea, bucata ta. Împreună funcționăm mai bine. Deci, cred că claritatea, fermitatea, căldura și lăsarea liberului arbitru al celuilalt. Nu toți învățăm în același ritm. Nu toți avem aceleași perioade benefice de învățare. Mă uit la cursanții mei și au probleme personale, au situații de viață complicate. Cum le-aș putea cere lor să aibă aceleași performanțe ca cel care stă acasă, are tot ce-i trebuie? A. Și invers, am văzut copii care de fuga de acasă învățau, derupeau și dădeau exemple tuturor celorlalți. Și ceilalți făceau mișto și spuneau, a, bă, ce, eu nu stau toată ziua cu nasul pe carte. Nu sta. Nu sta. Da? Dar în ceea ce privește domeniul ăsta, progresul cunoștințelor se realizează cu atenție, cu perseverență, cu procesare, cu învățare, adică cu studiu. Și ăsta e un alt lucru pe care îl diferențiez. Studiu versus învățare. Studiul îți asigură învățarea. Învățarea nu întotdeauna studiu. Bine punctat. Vorbim despre acest aspect al dezvoltării socio-emoționale. Și când ne gândim la școală, ne gândim la faptul că vorbim despre alfabetizare, vorbim despre faptul că acești copii care încep școala învață să citească, învață să scrie, învață matematică și noțiunile de bază. Cum putem face să învețe și noțiunile de bază în ceea ce privește dezvoltarea socio-emoțională? Și aici mă refer și la copii și la profesori, da, pentru că această zonă este neglijată în multe, multe școli din România. E neglijată pentru că mult timp a fost neglijată din orice. Eu cred mult în... pentru că sunt psiholog în primul rând și aș seta acest aspect. În funcționarea psihicului uman există două capacități mari care merită discutate acum. Sunt mai multe, dar două mari. Unul este captarea și procesarea informațiilor, cele care ne interesează pe noi în general în școală. Să învețe, să scrie, să citească, să socotească, să... Da? Bun. Captarea informațiilor și procesarea informațiilor. Al doilea, a doua mare categorie de mecanisme, le numim mecanismele reglatorii. Și ați vorbit și despre reglare emoțională. E, astea două trebuie să meargă mână în mână. Nu se poate una fără cealaltă. Doar că mecanismele reglatorii depind foarte mult de o persoană semnificativă pentru copil. Această persoană semnificativă pentru copil vine din două zone. Familia, unde sunt părinții, deci mama cu tata, și din afara familiei, unde rolul primordial îl are școala. Asta înseamnă că dezvoltarea socio-emoțională a copilului depinde de persoana profesorului, nu de competența lui profesională. Adică depinde de modul în care profesorul își manifestă abilitățile lui emoționale, abilități, deși o să comentez un pic aici, deci manifestările lui emoționale și competențele relaționale. Asta înseamnă că, pe de-o parte, este acest mecanism reglator, se supune procesului de învățare, dar în același timp se supune mecanismelor interne ale fiecăruia dintre noi. De aceea, mă întorc, de învățat, învățăm din tot din mediul nostru. Și de la mama, și de la tata, și de la vecinul, și de la soare, și de la animale, de peste tot luăm informații și depinde de capacitatea noastră de procesare. Unii copii au mai bună, unii copii au mai slabă. Unele persoane au mai bună, unele persoane au mai slabă. Cei care au capacități bune învață din orice. Cei care au capacități mai slabe, trebuie un pic de efort. Ghidat, structurat, cu niște reguli și reușesc să achiziționeze informații, abilități și așa mai departe. Când vorbim de reglajul emoțional care să susțină această parte de cunoștințe, înseamnă că avem nevoie de părinți reglați emoțional, profesori reglați emoțional, care să ghideze
această dezvoltare emoțional-relațională într-o variantă, cum spuneam, relaxată, stimulativă, caldă și fermă. Toate cercetările arată că respectarea acestor criterii emoționale sunt cele care pun baza unei relații bune și a unei învățări bune. Și o dezvoltare armonioasă fizico-psihică, dacă vrem să o luăm așa. Da? Și atunci, profesorii, i-aș lua în primul rând, pentru că ei la rândul lor trebuie să conștientizeze modul în care funcționează. Asta înseamnă că, dacă ai dat exemplu mai devreme, se trezește un profesor că este mai dur la clasă sau nu are răbdare cu elevii. E mai strict. Foarte bine. Asta înseamnă că el e primul care trebuie să meargă la niște cursuri în care să-și dezvolte, da, capacitatea de a fi mai atent, capacitatea de a deveni mai cald, capacitatea de a instaura o atmosferă colaborativă și securizantă în clasă. Și cine ar trebui să-l trimită la aceste cursuri? El însuși. De ce să credem tot timpul că trebuie să facă cineva bun pentru noi? Mă gândesc la faptul că mulți dintre acești profesori, da, pe care am dat exemplu, nu conștientizează asta și păi nu de ce n-ar conștientiza? Eu n-aș pleca de la premisa că un profesor nu e capabil. Eu nu cred că e o persoană pe lumea asta care să nu poată aprecia minimal că viața lui la job, în cazul lui, adică viața lui la clasă, n-are nimic de îmbunătățit. A, s-ar putea să spună, mi-e greu. Nu mai am chef. Nu știu unde să mă duc. Nu-mi place să mă duc. Nu vreau să mă apuc acum, să mă apuc iar de cursuri, iar de una, iar de alta, iar să mă scotocesc pe interior, pe exterior. Nu mai vreau. Pot să înțeleg asta. Dar nu pot să cred că un profesor trebuie să aibă nevoie de o altă autoritate care să-i spună lui ce trebuie să facă. Eu nu fac asta nici cu copiii în cabinet. Nu-i oblig să facă nimic. Nu-i trimit undeva. A, le fac recomandări, că așa e în profesia mea. Așa ar trebui să fie și acolo. La evaluările respective pe care, da, școlile le fac, directorii de școală le fac, ceilalți le fac, să spună, asta funcționează bine, asta trebuie să o reglezi. A? Cei care nu au capacități reglatorii, s-ar putea să nu aibă capacități reglatorii, s-ar putea să ducă la cursuri și să nu înveți nimic. Sau să mai învețe ceva în plus. Al doilea aspect, cred că profesorii, ca toate celelalte persoane de pe lumea asta, și aș zice măcar din țara asta, că eu cel puțin cu ei vorbesc acum, sau la ei mă refer acum, cred că au nevoie să creadă că viața lor se poate îmbunătăți. Viața lor profesională, viața lor personală. Dacă ei induc frică în copii, ei au frică în ei, că de acolo o dau. Nu o iau din tavanul clasei și o impun în clasă. O iau din ei și o pun acolo. Asta înseamnă că și ei sunt plini de frică. Asta înseamnă că și ei sunt plini de furie. Și că au nevoie de ajutor. Și că au nevoie să se liniștească până să aibă nevoie de ajutor. Da? Și atunci să înceapă cu ce știu ei că îi poate ajuta să se liniștească. Strategii de coping mai degrabă adaptative. Da? Cu siguranță, da? Astăzi, probabil că dacă deschizi 3 site-uri pe net care abordează strategiile de coping, măcar găsești câteva. Dacă nu îți vine să te duci la un curs, dacă nu mai vine să mai faci ala. Da? Deci această mentalitate, din punctul meu de vedere, are nevoie să fie mai prezentă. Nu trebuie să-mi spună, să mă trimită șeful la îmbunătățire. Da? Că atunci înseamnă că noi păstrăm un principiu de funcționare relațională disproporționat. Nu suntem niciodată egali și nu respectăm niciodată liberul arbitru a celuilalt. Dar acel profesor, când va vedea diferența între el și celălalt la care funcționează, pentru că sunt o mulțime de profesori care se pot întreba, bă, dar la tine de ce stau mă la clasă? Dar la tine de ce vorbesc? Dar la tine de ce învață? Și cu siguranță nu învață tot sau nu stau liniștiți tot, dar cu siguranță s-ar putea să se întâmple mai mult. Probabil că m-a putea ajunge la concluzia că unii profesori nu-și doresc altfel. Eu nu cred că dacă un profesor ar realiza că se poate mai bine și că există doar 2-3 pași de îmbunătățire, pentru că nu e atât de complicat. Da? Nu este ușor, dar nu este nici de nefăcut, nici de negăsit. Da? Atunci, sigur, ar putea să vadă o variantă de creștere. Este tot învățare.
mă duc să învăț ca să-mi fie mie mai bine. Mie cu copiii mei, mie cu elevii mei, mie cu cursanții mei. Uneori și două, trei schimbări pe care le prinzi și le exersezi. Prinzi și exersezi este. Altfel nu ai cum să nu fii profesor, adică nu ai cum să te fi făcut vreodată profesor și să nu fi învățat minimal despre psihologia învățării. Nu, adică în capul meu nu prea intră, înțelegi? Nu are cum să nu se vadă, adică putem să vorbim despre varianta asta că cizmarul n-are cizme. Da? Dar nu cred că se aplică aici. Pentru că dacă te ocupi numai de ceea ce în celălalt și în celălalt funcționează, înseamnă că ceva din tine va funcționa acolo. Dacă tu te ocupi de celălalt și nu funcționează, ceva din tine când pui acolo nu funcționează. Încât eu cred foarte mult că profesorii din țara asta au capacitatea de a se uita. Ok, poate n-au timpul necesar, poate nu mai au energia necesară, poate sunt epuizați, poate că sunt plictisiți. Îi înțeleg, nu e deloc ușor să fii cadru didactic. Chiar nu este o meserie nici ușoară, sigur pentru unii mai plăcută ca pentru alții, mie îmi place să fiu cadru didactic, dar îmi place pentru că îmi place interacțiunea cu celălalt. Și întotdeauna mă bucură când văd când celălalt crește ceva, din care am pus și eu. Da? Deci cred că o bună bucată, cel puțin din marea masă a profesorilor, își doresc ca ceea ce iese din gura lor, din mâinile lor, din știința lor, să dea roade. Eu refuz să cred că profesorii nu vor asta. Dar pot să înțeleg dacă le este greu. Pot să le înțeleg dacă s-au epuizat. Pentru asta trebuie să-și ordoneze un pic viața, să-și ordoneze un pic profesia, să-și ordoneze un pic stilul, da, emoțional, pentru că acolo s-au petrecut niște blocaje. Au ratat niște lucruri. Și atunci se poate. Până la urmă, fiecare individ este diferit. Mm-hmm. Poate mulți sau poate chiar toți avem anumite mm-hmm. traume. Da. Și aș vrea să te rog să ne spui cum definești tu trauma. Pentru mine trauma este o experiență pe care o ai pentru că s-a întâmplat un eveniment, s-a întâmplat ceva în viața ta pentru care tu n-ai avut resursele necesare să treci adaptativ, adică să te descurci rezonabil și echilibrant pentru tine. Nici pe termen scurt și nici pe termen un pic mai lung. Am să încerc să... ca să nu dau definiția tehnică pe care o folosesc. Experiență personală de splitare, pentru că se produce un mecanism de înghețare, de înțepenire, de ruptură în interiorul nostru, datorat factorilor situaționali amenințători care copleșesc posibilitățile personale de autoreglare și care pe termen lung produc modificări, de regulă deteriorări, dar nu numai, în mecanismele energetice, în modul în care ne gândim pe noi în identitate și în mecanismele de reglaj fizic și emoțional, psihologic, pentru că trăiești pentru o perioadă de timp sentimente profunde de frică, neputință și vulnerabilitate. E, dacă există acei factori amenințători, adică ceva te pune în risc, cum sunt riscul de moarte, riscul de pierderea integrității fizice, a fi martor la astfel de evenimente, adică la a vedea violență, a fi parte dintr-un mediu violent care îți pune integritatea fizică și psihică în pericol, da? Sau experimentezi violență sexuală, de regulă acestea sunt experiențele care lasă astfel de urme, adică îți pot degrada capacitățile tale de a-ți folosi energia vitală, de a gândi pozitiv și despre tine și despre lume și a te regla emoțional, da? A-ți regla gândurile, capacitățile de acțiune, strategiile de rezolvare de probleme. Deci dacă noi observăm, profesorii inclusiv, că nu funcționează ceva de acolo și nu reușești să înveți simplu, atunci undeva s-ar putea să existe aceste rupturi interne pe care va trebui să le observi, să le recunoști și să repornești mecanismul. Pentru că asta îți va da energie din nou, îți va da energie bună, îți va da capacitate de atenție, îți va da capacitate de învățare. Pentru că da, trauma îți poate afecta capacitatea de învățare. Este singurul
mă rog, singura experiență reală care te încurcă cu adevărat în învățare, deși ai capacitate. Da? Și atunci, pentru mine ca psiholog de traumă, este fundamental să identific toate capacitățile persoanei și dacă, așa cum am spus la începutul discuției noastre, dacă ai bună capacitate de procesare și o bună dotare reglatorie, te descurci mai bine chiar și în situații traumatice. Dar nu înseamnă că te descurci peste tot sau nimic nu te lovește sau nu te rănește, ci doar ai mult mai multe capacități să te recuperezi. Altfel, și de asta îi înțeleg și pe profesor că le este greu, s-ar putea ca ei să se împiedice în propria lor profesie de propriile experiențe dificile pe care nu le-au reglat, n-au reușit să le regleze. Și nu e o vină. De-aia nici nu pot să îi învinovățesc, dar îi fac responsabili. Pentru că binele lor este mult prea important. Este mult prea important ca să-l lase ultimul. Da? Și mereu glumesc cu colegele pe o expresie pe care am întâlnit-o într-un film: eu sunt ultima mea grijă. Nu poți fi ultima ta grijă când atâția oameni depind de tine. Și atunci, de asta spun, profesorii la rândul lor sunt oameni. Oamenii au experiențe negative și sigur au avut experiențe negative pentru că au trăit și ei în România, unde chiar s-au întâmplat de-a lungul timpului multe. Asta înseamnă că dacă ceva n-a percutat la învățarea obișnuită, n-ar strica acum să se uite unde au fost găurile negre din interiorul lor în care au căzut informațiile și abilitățile. Cum se lucrează pentru vindecarea acestor traume? Cum pot fi vindecate? Sau există poate că unele nu se vindecă traumei definitiv, dar da, dar problema nu este, știi că aici e și sigur pentru unele discuții așa pe scurt, spunem că traumele pot fi vindecate. Nu e vorba de trauma poate fi vindecată. Eu pot să revin la un mecanism reglator. Reacția ta la anumit stimul. Și capacitatea mea de a da un răspuns adaptativ pentru mine și pentru celălalt și de a reduce posibilitatea ca eu să induc stresul unei persoane. Posibilitatea ca eu să creez tensiune psihică atât de mare într-o persoană încât ea să nu funcționeze bine. Asta îmi doresc eu în urma procesării sau traumatizării, psihoterapiei traumei să fac. Să-l pun pe om într-o formă adaptativă mai bună decât cea inițială. Și atunci, cum se lucrează? Se lucrează pe a identifica cum funcționezi azi, adică ce funcționează și ce nu-ți funcționează. Și atunci când avem experiențe traumatice, în general, ceea ce nu funcționează se va vedea în emoțiile noastre și în modalitățile în care reacționăm în prezența sau în absența altora. Adică exact ceea ce ne interesează pe noi ca profesori. Da? Ce emoții am? Pot să am emoții pozitive în timp ce sunt copii? Poate nu pot să am. Poate am mai multe emoții pe care eu le consider tensionate, apăsătoare, enervante. Ok, asta e un element care nu funcționează. Al doilea lucru, pot să-mi dau informațiile într-o manieră accesibilă copilului? Da sau nu? Pot să mă relaționez cu copilul? Cu clasa de copii? Pot sau nu pot? Da sau nu? Adică acolo sunt lucruri foarte ușor de evaluat. După ce evaluăm, vedem ce avem de lucrat. Și psihoterapia înseamnă să te ocupi exact de aceste emoții și exact de aceste limitări. Și partea bună, adică vestea foarte bună, este că psihoterapia chiar funcționează. Da? Important e să ai ulterior și tu un mediu în care să trăiești, să nu te bombardeze cineva din nou cu factori de risc sau cu situații de risc. Și atunci profesorii au o șansă foarte bună de a rezolva o bună parte din problematicile lor. Astăzi în terapia traumei există metode chiar foarte eficiente, pentru că psihicul este construit să-i meargă bine. Abia așteaptă să-i meargă bine. Da? Noi doar intrăm pe niște bucle repetitive care nu ne avantajează și de aceea riscăm să ne încurcăm în relaționare și să nu rezolvăm, că până la urmă relaționarea se rezolvă într-un fel. O oprești, te separi, adică cumva scopul se poate îndeplini sau dacă nu se poate îndeplini, sigur că putem opri colaborarea, dar la profesor nu e neapărat renunțarea la profesie o variantă, ci doar a îmbunătăți emoțiile pe care le au, cunoștințele pe care le au și relaționarea pe care o au. Înseamnă că sunt trei puncte pe care, în principiu, există mijloace, există locuri, există oameni la care îi pot apela ca să progreseze.
Cum arată o școală sănătoasă din punct de vedere psihologic? O școală în care cred că putem să tragem niște concluzii. Este o școală care respectă în primul rând oamenii. Respectă progresul ca fiind un proces de lungă durată și cu pași clari. E o școală în care se înțelege modul de funcționare pe vârste, pentru că depinde mult de ce tip de școală avem, da? Deci respectă pe vârste și se înțelege modul de, adică și aceste hopuri. Nu e o problemă că ai un hop în procesul tău de învățare. Întrebarea este ce aduce acolo. Cum apelezi la ce funcționează și ce îl ajută pe copilul respectiv. E o școală care apelează la variante moderne de învățare. Adică astăzi copiii folosesc tehnică. Eu nu spun să îi pui pe toți pe tehnică, chiar nu cred asta. Dar nu înseamnă nici să o eviți. Nici să fii furios pe ea. Nici să zici, ah, iară intru online astăzi. Asta e inclusiv acasă? Da. Există și această tendință. Bine, sunt mai multe categorii. Sunt părinți care nu mai știu ce să facă. Sunt ocupați, au multă treabă, le pun copilului un ecran în față. Sunt și părinți care spun că nu vor să-și lase copiii să se uite nici la televizor, nici să pună mâna pe telefon până, nu știu, la 6-7 ani. Ar trebui să existe un echilibru, nu? Până la urmă, pentru că... Cu siguranță și să ne sfârșim atât cât ne ajută știința. Mereu am discuții cu diversi oameni și să spunem, da, știința nu știe tot. Nu are această pretenție. Niciun om de știință sănătos nu are vreodată pretenția că știe de toate. Sau că știința va răspunde tuturor întrebărilor. Știința răspunde în timp, da, la o mulțime de întrebări, dar n-a răspuns încă la toate și probabil că mai durează până vom răspunde la toate. Dar asta nu înseamnă să o ignorăm, doar pentru că nu răspunde la tot. Ne-a tot răspuns la niște întrebări și ne adaptăm din mers. Și atunci, da, există o măsură în toate. S-a văzut cam ce înseamnă ecranul la 6 ani sau la 5 ani, ce înseamnă ecranul la 15 ani, ce înseamnă ecranul la 20 de ani. Exces nu trebuie făcut în nimic. Nici dacă îi dai copilului mere care sunt sănătoase, nu trebuie să faci un exces. Deci, această împrietenire cu tot felul de aspecte ale vieții noastre care sunt altfel decât odinioară, da? E necesar să ai o aportare, să spun, relativ echilibrată. Folosești tehnica, dar caută să faci cât mai bine ce poți să faci cu ea și să limitezi cât mai mult efectele negative. Și probabil să-l ghidezi în așa fel încât să folosească tehnologia într-un mod constructiv. Exact. Și ai spus un verb, ai folosit un verb foarte important și pe care eu îl folosesc foarte des, să-l ghidezi. Asta e rolul adultului. Asta e rolul adultului și al părintelui și al profesorului. Noi, și acum o să mă bag în echipa profesorilor, noi ca și profesori avem ca instrument major în activitatea noastră această activitate de ghidare. Cum spuneam, eu nu-l învăț nimic pe cursant. Nu-l învăț. Eu nu-i învăț pe cursanții mei. Dar îi ghidez să învețe. Asta înseamnă că le arăt. Asta înseamnă că le vorbesc despre ceva. Asta înseamnă că le aduc atât cât știu, atât cât pot, experiențe bune, plăcute mă refer, da? Emoții pozitive, emoții plăcute, cu care să absorbă această informație. Creez un cadru prietenos în care tot să se exprime și să nu existe critică nejustificată. Adică să existe feedback constructiv, dar nu critică la adresa persoanei. Și atâta vreme cât spun, pentru că tot din ghidajul în cum te raportezi la greșeala altuia, cum te raportezi la neputința altuia, da? Poate un cursant vrea să răspundă și când să răspundă nu-și mai găsește cuvintele. Nu spun, hai, jos, da? Sau acum închid microfonul că e mai, da? Bun. Aștept pentru că încrederea mea că el își va găsi cuvintele ale lui, potrivite pentru acum, îl va face să scoată ceva. Și mereu le spun acest lucru. Din nou, e ghidaj. Spune cum îți iese și o pieptem după aceea.
Da? Deci nu trebuie să dai, nu azi. Când vei ieși de pe băncile școlii și va trebui să faci ceea ce te-am învățat, acolo, da, vei fi expus. Vreau să te pregătesc pentru acea expunere. Acolo, da, lumea o să uite la tine și o să spună, băi, ai greșit, n-ai exprimat bine. Dar trebuie să antrenezi până acolo. Încât e o mare diferență între modul în care vorbesc cursanții mei la primul curs și la ultimul curs. Deci această obsesie a răspunsului potrivit, a răspunsului corect, tot timpul, este ceva ce nu funcționează. Pentru că altfel ar fi ca un, da, ce ar însemna când te duci într-o peșteră cu un ghid, să spune, stai, nu aici, stai, nu aici. Adică, nu, o să spună, pune aici piciorul, te ții de acolo, mergi mai departe. Asta e ghidul. Ghidul ți arată unde poți să faci în siguranță, cum poți să faci cel mai bine și stă lângă tine până faci lucrul respectiv. Nu presupune că tu trebuie să știi. Și pentru asta dau un exemplu. Avem și o bucată în care învățăm despre relații la cursurile noastre. Copiii mici fac asta spontan. Când tu te apuci să le explici cum funcționează ceva ce interesează, stau numai ochi și urechi la tine. Mă uitam asta într-un parc de distracții. Da? Și când le explica cum să se pună fiarele cu prinsăturile, cu tirolienele, cu toate cele, toți erau un absorbant întreg de informații. Da? Adultul l-a apucat. Dacă nu înțelege, dacă nu face, mama e grijă. Da? De ce? Pentru că, și este firesc să fie așa într-o anumită măsură, pentru că adultul poate să prevadă. Copilul nu stă să prevadă răul. El este atent la ceea ce este. Nu are 5-10 de neuroni plecați pentru viitor. De ce el să uită acum ca să învețe acum? Eu asta vreau să reproduc în școală. Ne gândim la viitor mai târziu. Acum ne gândim la prezent. Asta înseamnă să antrenezi atenția, care este un lucru foarte important în școală și în învățare, și să antrenezi procesarea ceea ce îți dau acum. Foarte interesant ce spui, mai ales că noi învățăm că mergem la școală pentru viitor. Viitor! Vezi? Mă bucur că spui asta. Asta, din punctul meu de vedere, este, deși corect, deci o informație corectă, este foarte nepotrivită. Da? Pentru că nu este despre viitor. Acum nu e despre viitor, acum este despre acum. De asta liniștesc eu viitorul, pentru că nu vreau să-și bată capul cu viitorul cursanții mei. Cu viitorul ne bate în capul când apare el. Până acum eu trebuie să, dacă vrei în viitorul ăla, trebuie să faci acum bine ceva. Pentru că asta îți dezvoltă o deprindere de a învăța, de a studia, de a fi atent. Pentru că nu poți să fii atent la viitor. Atent ești numai în prezent. Și unde ți se duce atenția, acolo ți se duce procesarea. Dacă tu ești atent la viitor, ce o să faci tu la 20 de ani în timp ce ești tu în clasa 5-a la 10 ani sau a 6-a la 11, da? Te-ai blocat. Da? Cum ar fi să stăm noi acum de vorbă, cum o să ies eu din clădire acum pe stradă? Cum aș mai putea fi eu atentă la ce vorbim noi acum? Dacă eu aș sta să mă proiectez mintea, ce o să mi se întâmple mie pe drum, pe trafic, ducându-mă înapoi acasă? Nu se poate. Cu siguranță n-ar mai fi la fel de interesant ce ne spui. Da. Dar vreau să dau și un indiciu pentru cum să-i ajutăm totuși pe părinți și pe profesori, exact, să învețe pentru viitor. Convingerea sau ca să-i dai copilului șansa să înțeleagă ce înseamnă pentru viitor este să-i faci legătura cu trecutul. Spui, știi tu, mami, când erai tu mai mic și nu știai să faci 3 plus 3? Da, n-are cum să nu-și aducă aminte copilul. De multe ori copilul și zice, ai mă, mami, că eram mic, rău de tot, fraier. Păi nu, mami, tu n-ai fost fraier. Tu ai învățat între timp și uite acum câte știi. Noi nu facem această paralelă cu trecutul în care copilul să vadă progresul, evoluția lui, și să simtă că merită să învețe pentru că acum e progresul. Nu ceva vizionar pentru care nici măcar nu are structură neurologică prea bună pentru asta. Da? Adică acele, ca să iau, da, și să fac un pic legătura și cu ce vorbeau colegii din podcasturile anterioare, structura de gândire pentru posibil și probabil
se dezvoltă foarte târziu, adică la vârstă înaintată. Dacă se dezvoltă, că la unii săraci nici nu se poate dezvolta. Da? Sunt niște abilități concrete pentru că ai nevoie și de niște structuri neuronale. Deci nu poți să-i ceri copilului să vadă viitorul cum îl vezi tu. Asta înseamnă că este o discuție pe care nu trebuie să o ai prea des. Discuția este despre prezent și despre ceea ce știe copilul și amintirile lui. Și acolo îi dai un exemplu despre ce înseamnă progres, învățare și rezultat care realmente îl ajută. Și atunci mă duc din nou în timp și mă întreb, e bine că tot timpul eram întrebat, tu ce vrei să te faci când vei fi mare? E sănătos să... Așa de distracție, dacă vrei, poate, dar altfel n-are. Pentru că copilul se schimbă de 7 ori. Da? În afară de câțiva dedicați și cumva cărora li se arată, bine să spun, da? Dar sunt puțini aceia. Lasă-l pe copil să-și transforme viitorul dintr-o etapă într-alta. Ar fi corect, mai corect să întrebăm ce-ți place ție să faci, interesează pe tine. Ce te interesează pe tine, ce-ți place ție să faci acum? A? Și cu ceea ce faci, știi câte profesii sunt. Ai de unde alege. Deci nu trebuie să ne batem capul cu ce profesie să facă sau ce o să facă el când o să fie mare. O să vadă când este mare. Dar să vedem ce face acolo când e mic. Care e o grămadă de treabă când e mic. Adevărat. A trecut foarte repede timpul, dar aș vrea să te mai întreb ceva. Te rog. Tot despre sistemul de educație. Mm-hmm. Cât de traumatic este sistemul nostru educațional? N-am evaluat. Este bazat mai mult pe competitivitate decât pe colaborare. Din păcate. Din nou, nu este vorba despre respect foarte mult și nu este vorba de a pune progresul în viața mea. Este a pune progresul în raport cu altul. Asta nu e nici respect, nu este nici în conformitate cu nevoile noastre. Dar știu ce ar putea să spună unii care cred foarte mult în competitivitate. Competiția aduce progresul. Parțial este adevărat. Parțial este adevărat. Cel mai mult din progres îl asigură dezvoltarea și învățarea. Deci dacă omul se dezvoltă și crede în dezvoltare și se bucură de dezvoltarea lui, crede-mă că o să se dezvolte. Da? Dacă tot timpul îl arăți pe vecinul că e care e mai bun, îți garantez, am sute de povești din cabinet în care în oamenii ăia s-a dezvoltat furie, s-a dezvoltat ură uneori. Pentru că asta a însemnat că celălalt nu a avut ochii asupra lui. Celălalt însemnă mama, tata, profesorul și așa mai departe. Practic, ți-a spus cu alte cuvinte, tu ești mai prost. Tu ești mai slab. Tu ești mai puțin. Orice. Tu ești mai puțin ca altul. Câtă încredere să aibă cineva în tine când auzi? Îți așezi așa cărămidă peste cărămidă. Da? În care... Și este opusul progresului. Adică eu vreau să fii mai mult și o ți-aduc aminte și îți duc atenția, îți bag informația. Că despre asta e vorba, da? Îți spun, cu alte cuvinte, îți dau informația și am și emoția aferentă, da? Încât tu să te ocupi de puțin. Și mă aștept ca tu, spontan, să-ți dorești mai mult. Nu, mai multul se dezvoltă din mai mult. Din bucuria a ceea ce am și orientarea spre dezvoltare, spre un plus. Altfel este o cultură centrată pe luptă. Ori lupta o luăm de la capăt. Generează insecuritate, frică și nu oprește progresul. Ceea ce cred că pot să zică din nou cei care sunt adeptul acestui principiu este că uneori nevoia te învață. Da, nevoia te învață, din nou. Nevoia. Adică ce ai tu nevoie. Nu permanenta comparație și competitivitate. Nu cred în asta. Dar poți să faci concursuri, da? În care fiecare să fie premiat, poate, pentru ceea ce face bine. Pe de altă parte, eu mă străduiesc, cel puțin în raport cu cursanții mei, să nu fac premiere. Eu nu cred în premiere atât de mult, cred că de altfel vă prindeți de ce. Da? Dar cred în premiera individuală. Adică îi spun fiecărui cursant cu ce a progresat. Pentru că aia îl va duce la progres.
Poate poți să-l folosești pe altul și să spun, uite, ai văzut că celălalt face asta și iese. Da? Tu ai nevoie să înveți bucata aia. Uite-te la celălalt dacă vrei, învață, modelează. Da? Fă și tu cum face el, poate o să-ți iasă. Dar nu-i spun, tu ești mai puțin pentru că celuilalt iese. Nu, asta nu are sens pentru mine. Sigur că eu sunt poate și o persoană care mă uit la fiecare individ. Dar nu am făcut asta niciodată, n-am premiat niciodată. Asta cel mai bun proiect, cel mai... Da, pot să spun la care mi-a plăcut mie cel mai mult. Aia e altceva, asta e o opțiune personală și este ok să ai opțiuni personale. Dar după criterii, da, le-am spus, vreau să luați tu 10 la lucrare. Toți vreau să luați 10. Pe ce să vreau să fie numai 2 de 10 și restul 7 și 8 și... sau curba lui Gauss? Nu! Curba lui Gauss este dacă vreau să vă înșir și să vă spun, tu ai făcut... excepțional. Ai făcut o lucrare minunată. Ai trecut prin toate punctele, toate foarte bune. Și asta da. Dar informațiile de bază cu care vreau să iasă toți, alea trebuie să le aibă toți. Cât mai aproape de 10? Un mesaj de final. Toți putem să învățăm până la adânci bătrâneți. Pentru că învățarea se întâmplă noi. Restul să căutăm oamenii potriviți care să ne ghideze. Mulțumesc tare mult. Mi-a plăcut foarte mult să stau de vorbă cu tine. Aș mai fi stat la discuție. Cred că încă 3 ore și nu ne plictiseam. Mulțumesc tare mult. Mă bucur, mulțumesc mult și eu. Sper că și voi ați avut lucruri interesante de învățat din această discuție. Mie mi-a plăcut tare mult. Ne vedem și ne auzim data viitoare.